În primul rând, bună ziua! Mă numesc Olivian Surugiu, sunt fost jucător de fotbal profesionist. Actualmente fac școala de antrenori pentru sport și, în paralel, joc padbol. Împreună cu patronul bazei acestea, domnul Zăvoi, și împreună cu colegii mei, vrem să dezvoltăm o academie de padbol, să facem acest nou sport cât mai cunoscut în România, să ajungem să fim un nume în Europa și, de ce nu, în lume. Padbol l-am descoperit în urmă cu 2 ani de zile, în momentul în care m-am lăsat de fotbal. Am fost un simplu turneu aici la Craiova și, știind, jucând de foarte mult timp tenis cu piciorul, am zis de ce nu să încerc și acest nou sport și mi-a plăcut foarte mult. Împreună cu toți jucătorii de aici din Craiova am început să atingem un nivel foarte înalt. De când am prins gustul acestui sport, jucăm și de 3-4 ori, poate și de 5 ori pe săptămână. Au fost săptămâni în care, de luni până vineri, am venit aici. Pot să spun că de asta am reușit să atingem un nivel foarte bun. Pentru că jucând și practicând sportul ăsta în permanență, nu ai cum să nu crești. După cum vedeți, pe terenul alăturat, cred că în fiecare zi, aici aproape amândouă terenurile sunt ocupate. Cu toții vor să învețe, le place acest nou sport pentru că este un sport dinamic, este un sport de reacție, un sport pe care poți să-l faci la orice vârstă. Sunt un tip foarte dinamic, un tip foarte, foarte agitat și de fiecare dată când joc, dau totul pentru acest sport în momentul în care îl joc. Doar cu sufletul poți să joci și să atingi un nivel foarte ridicat.